Bună ziua! Biroul politic al Biroul politic central al Partidului Național Liberal a confirmat astăzi decizia valabilă pentru toți parlamentarii partidului nostru de a nu participa la niciun fel de ședință a Parlamentului prilejuită de investirea unui nou guvern. Nici în ședințele comisiilor de specialitate pentru audierea candidaților la postul de ministru și nici la reuniunea din plen care are drept scop votul de investitură pentru guvernul desemnat. Acest lucru, această decizie se bazează pe faptul că poziția noastră a Partidului Național Liberal, ca și a întregii Uniuni Social-Liberale de altfel, privitoare la declanșarea alegerilor anticipate după demisia guvernului Boc, a fost ignorată complet, neluată măcar în discuție de către președinte și de către partidele din fosta și pe semne actuala majoritate, pe faptul că socotim inacceptabil ca un șef al serviciilor secrete sau al unui serviciu secret să fie angrenat într-o acțiune politică în cel mai înalt grad, cum este formarea unui guvern, și pe faptul că în fața crizei politice pe care toată lumea, în frunte cu președintele Băsescu, a recunoscut-o, nu se dă în niciun fel un răspuns motivelor pentru care oamenii au ieșit și ies în stradă, nu se dă niciun fel de răspuns masivei nemulțumiri a cetățenilor români în raport cu actuala majoritate, cu actuala guvernare și cu actualul președinte. Fără să aibă, de fapt, consultări de substanță, consultări autentice, cel puțin cu partidele din opoziție, președintele a decis să meargă urmat, după câte se pare, de fosta și actuala majoritate alcătuită din PDL, UDMR și oasta de strânsură de la UNPR, nu pe o soluție care să vină în sprijinul revendicărilor populare, nu pe o soluție de deschidere și de democratizare, cea a alegerilor anticipate, care era cea mai simplă, cea mai sănătoasă, cea mai firească, sau măcar a încercării de a contura printr-un consens, printr-o consultare reală și cu opoziția, și cu protestatarii, și cu societatea civilă, o soluție provizorie, dimpotrivă, pe o soluție din cele mai puțin democratice, pe o soluție încărcată de o simbolistică foarte gravă, și anume, desemnarea, așa cum spuneam, unui șef de serviciu secret în fruntea Guvernului Român. Noi suntem în situația fără precedent în lumea democratică, din Europa și din alte părți, în care un șef de serviciu secret în funcțiune umblă prin Parlament și își alcătuiește guvern. E foarte clar și din legislația României și din Constituția României și din practica și bunul simț democratice din toate țările lumii că serviciile secrete sau serviciile de informații, serviciile speciale, ca și armata, ca și alte structuri ale statului, parchetul sau altele asemănătoare, nu fac politică, simplu spus. A alcătui un guvern, a încerca să alcătuiești un guvern cu o anumită grupare din Parlamentul României, cu anumite partide, împotriva altora, asta se cheamă a face politică în cel mai înalt grad. Și n-am avut nici măcar simpla formalitate pentru a salva aparențele ca omul desemnat să facă acest lucru, să demisioneze din fruntea serviciului de informații pe care îl conduce. Putem să vorbim în aceste condiții de un guvern PDL-SIE sau SIE populat cu pedeliști la mâna a doua. Putem să vorbim despre faptul că serviciile secrete își construiesc majoritatea parlamentară. Putem să spunem în fața acestei situații orice. Nu vrem, evident, să acuzăm întregul serviciu
român de informații externe. Nu vrem să acuzăm pe cineva din servicii. Vrem doar să spunem că este responsabilitatea integrală a președintelui Băsescu că atunci când îi se cer de către societate o nouă formulă politică, un dialog, o deschidere, domnia sa, însoțit de majoritatea pe care o conduce, a condus-o și o conduce, optează pentru o soluție opusă. I s-a cerut președintelui să plece guvernul, i s-a cerut să plece și domnia sa, i s-a cerut să mergem la alegeri anticipate. Îi cer aceste lucruri nu doar opoziția politică. Îi cer aceste lucruri protestatarii din stradă, îi cer aceste lucruri, conform tuturor sondajelor, majoritatea cetățenilor români. Și nemai găsind o soluție prin care să meargă înainte cu majoritatea politică desprinsă de realitate cu care a condus, sub expresia guvernului Boc, până acum România, președintele recurge la servicii. Acest lucru este inacceptabil în orice țară democratică. Toți cei care mișună pe micile ecrane sau prin paginile de editoriale cu comparații cu Statele Unite, trebuie să-și ia seama că în Statele Unite un fost conducător al CIA a devenit președinte al Statelor Unite la ani buni după ce nu mai era șeful acelui serviciu și după ce, în conformitate cu sistemul politic și electoral american, a trecut de la alegerile primare și până la sfârșitul alegerilor prezidențiale, vreme de un an de zile, printr-un proces electoral și care, la urma urmelor, a fost ales în vreme ce nu mai era de mult șef al acestor servicii. Exemple asemănătoare putem găsi în alte părți, dar n-are rost să le reamintim. Are rost să spunem încă o dată că este fără precedent și este întru totul inacceptabil pentru Partidul Național Liberal ca un șef în exercițiu al unui serviciu secret să umble în Parlament să-și facă guvern. Nu știu dacă formula un guvern PDL-SI e corectă, nu știu dacă anecdotica ne va duce să spunem că avem un guvern portocaliu decolorat și cu ochi albaștri, se poate glumi mult, dar situația este gravă, nu se pretează la o glumă și suntem cu acest episod în fața unui nou capitol, cum spuneam, de maximă gravitate și de amenințare la adresa democrației românești. Nu participăm, cum am spus, la lucrări, vrem să fie limpede pentru toată lumea că acest guvern nu este investit de Parlamentul României în întregul său, este un guvern al lui Traian Băsescu, al serviciilor secrete eventual și al găștii clientelare care sprijină astăzi împotriva aproape 90% dintre cetățenii români dominația lui Traian Băsescu și a oamenilor săi asupra României. Și cred că dacă am mai ajunge să discutăm și lista de oameni tineri și așa zis noi, pe care ne-o propun Traian Băsescu și Serviciul de Informații Externe, am avea foarte multe revelații. Mi se povestește despre tinerețea acestor oameni, despre studiile lor, despre faptul că, orice s-ar zice, sunt niște oameni descurcăreți. Iar eu spun următorul lucru. Este bine că sunt tineri, este bine că știu să se descurce, dar avem încă o dată cu propunerele care s-au făcut la vedere o combinație care ne e cel puțin sugerată că e susținută de serviciile secrete. Nu știu dacă ele o fac sau nu. Deocamdată șeful uneia dintre ele se ocupă cu alcătuirea acestui guvern. Iar acolo sunt exemplarele clare de clientelă. Adică dacă până acum în spatele unor oameni politici, compromiși, în mod evident, că de aceea au fost retrași, băieții și fetele tinere făceau treaba, acum o fac la vedere. Pentru că în biografiile mult ridicate în slăbe ale acestor oameni, constatăm la mulți dintre ei câteva lucruri asemănătoare. Că n-au lucrat în altă parte, nici în sistemul public, nici pe piața privată, decât consilieri
la niște miniștri, șef de agenții, ceva deci în sistemul public, de unde sigur că după aceea și în același timp au acționat și în business, și ce să vezi, în vreme ce întregului mediu privat, mediu de afaceri din România, i-a mers din ce în ce mai prost, în vreme ce tuturor salariaților din mediu privat, ca și să nu mai vorbim, salariaților din mediu bugetar, din zona bugetară, le-a mers din ce în ce mai rău, acestor oameni, pe semne unde sunt foarte inteligenți și foarte școliști, le-a mers din ce în ce mai bine. Nu știu, în acest moment, în ce măsură este legal sau ilegal tot ceea ce au desfășurat ei ca operațiuni în business. Probabil că e legal. Că atunci când dai bani, poți să stocmești un avocat ca să spună cum e legal. Dar problema se pune dacă, într-o țară în care președintele țării vorbește de 7 ani despre combaterea corupției, favoritismului, clientelei, afacerilor de favoare, dacă într-o țară în care până mai ieri domnii șefi ai serviciilor de informații externe sau Serviciului Român de Informații, în ralele lor apariții vorbeau despre aceleași fenomene care trebuie combătute, într-o țară în care ambasadorul Statelor Unite îl felicită la câteva luni odată pe domnul Daniel Morar. De ce? Pentru că luptă împotriva concurenței neloiale, îmbogățirii, corupției, îmbogățirii fără merit, corupției. Într-o asemenea țară avem acest guvern, în fruntea căruia șeful SIE se pune și al cărui garant rămâne în mod fundamental și abuziv Traian Băsescu. Vrem ca aceste lucruri să fie foarte clare. De aceea nu participăm nici măcar fizic la investirea acestui guvern. Dacă el va fi investit, răspunderea să fie întreagă a celor care îl investesc, cetățenilor României să le fie clar și la nivel simbolic că e guvernul lor, al lor și pentru ei și nu al nostru, al celorlalți. Iar pentru cei care cred și în ultimele zile au dezlănțuit o ofensivă proaspătă direcționată pe două teme. Unu, extremismul, isteria lui Antonescu și așa mai departe și moderația lui Ponta, scindările din USL, vreau să le fie foarte clare două lucruri. Antonescu spune, ca și Ponta, ca și toți colegii noștri, lucrurile așa cum sunt. Eu nu pot să ies și să spun lucrurile pe care le spun de ani de zile și care s-au adeverit și pe care le spune și strada despre Băsescu și din când în când să ies să spun că nu e chiar așa. Că totuși nu e chiar așa de rău. Eu nu fac asta. Ani de zile în politică am spus ce am crezut. Din când în când alegătorii au validat sau invalidat corectitudinea pozițiilor pe care eu sau Partidul Național Liberal le-am avut. N-am schimbat-o însă ca apologeții lui Băsescu și a lui Boc, care acum 3 zile umpleau coloanele și editorialele acelorași ziare și umpleau ecranele acelorași televiziuni cu osanale la adresa guvernului Boc, Elenei Udrea, a tuturor celor care erau acolo, iar astăzi, amintindu-mi de cum s-a făcut FSN-ul în 1990, ne povestesc tot ei ce mare revoluție s-a produs, cum Boc și Udrea erau rei și au plecat și au venit niște tineri minunați. Tineri minunați care erau consilierii acelorași, care făceau afaceri în numele acelorași, care se îmbogățeau în condițiile guvernării acelorași. Eu nu pot să spun aceste lucruri și nu le spune nici Victor Ponta. Iar ideea că Uniunea Social-Liberală, dincolo de accente, dincolo de temperamente, ar avea cea mai mică fisură, este o speranță absolut falsă pe care acești oameni și-o fac. Sigur că e un moment în care că doar ne jucăm de-a serviciile, doar avem un șef de serviciu care umblă prin Parlament să facă guvern, om cu om, care trimite avioane ca să aducă tătari în zăpeziți. Sigur că în această situație presiunile, influențele, diversiunile se intensifică. Le garantez tuturor acestor tovarăși deghizați în domn că nu au niciun fel de șansă, cel puțin pe acest palier.
Dacă sunt întrebări, vă rog să le puneți. Eu aș avea una. Trebuie să vă întreb dacă Răzvan Ungureanu a luat legătura cu dumneavoastră și a existat un dialog în acest sens. Nu. Considerați că și celelalte partide trebuiau să aducă miniștrii noi? Eu consider că trebuia să avem alegeri anticipate. Eu consider că UNPR-ul nu poate să fie tratat cu seriozitate ca un partid parlamentar, pentru că prin partid parlamentar, legitim, eu înțeleg un partid pe care alegătorii, odată, la un anumit moment, l-au votat ca să fie în Parlament, nu băieți strâns cu japca, cu dosarul, cu alte lucruri, iar în ceea ce privește UDMR-ul, cred că nu mai contează. Există discuții cu minoritățile și cu cei 5 parlamentari neafiliați pentru a boicota și de asemenea votul nostru în Parlament? Noi nu am purtat discuții oficiale pe acest subiect dintr-un simplu motiv. Se cunoaște poziția noastră. Am spus-o public, le-am comunicat-o și oficial, începând cu primul ministru, pentru că aduc aminte că noi am avut o întâlnire cu președinții coaliției încă din epoca Boc. După toată această criză ne-am întâlnit, domnul Boc era încă prim-ministru și ne-am vorbit atunci clar despre anticipat. Că dânsii știu care era punctul nostru de vedere și că dânsii știu că un dialog în vederea conturării în astfel de soluție este deschisă, e clar. De altfel l-am văzut pe președintele Uniunii Maghiare, Uniunii Democrate Maghiarilor din România, spunând că și dânsii ar fi dorit anticipate, dar dacă nu vrea domnul președinte, nu le fac. Așa o fi la UDMR. Noi considerăm că nu avem o constrângere constituțională în acest sens. Noi nu avem niciun motiv să nu-l supărăm pe domnul președinte și ca atare, chiar dacă se supără și SIE, nu e o mare problemă, pentru noi, pentru unii, pentru alții o fi. Și ca atare, ne permitem să spunem cu voce tare ceea ce spune strada, ceea ce e normal să se întâmple și anume că vrem alegeri anticipate, indiferent că vrea sau nu președinte. Pentru că, de altfel, o asemenea interpretare nici nu are, repet, din temei constituționale. Dacă UDMR-ul face politică atât și cât și cum vrea președintele Băsescu, asta este o opțiune a lor. Și nu pot să o comentez eu. Dar o constat și nu pot să o trec cu vederea pentru că e deosebită. În aceste condiții mai credeți că se poate ajunge la această variantă, alegeri anticipate? Sigur că se poate ajunge. Dacă acest guvern nu reușește să obțină votul de investitură, adică nu toată această majoritate funcționează om cu om, mâine sau când vor dori să se investească, s-a mai făcut un pas pe calea procesului descris de Constituția României pentru declanșarea de alegeri anticipate. Dacă guvernul este investit, din punctul nostru de vedere, nu va fi un guvern legitim, nu va fi un guvern recunoscut de către noi, ca atare, pentru că este constituit din capul locului. Niște condiții inacceptabile. O fi guvernul SIE, o fi guvernul Băsescu, o fi guvernul cui mai colaborează cu unul sau cu altul, nu putem spune că este, din punctul nostru de vedere, un guvern pe care chiar nevotându-l să-l recunoaștem. Că e un guvern constituit în condițiile unui stat democratic. Vorbeați de faptul că suntem un caz special în România, în Europa, dar și în lume. Mă gândesc, iertați-mă că dacă ar cădea cumva acest cuvânt, acest guvern, se poate încerca un mandat Daniel Morar, domnule. A spus-o cineva. Cred că are dreptate. Să asistăm la situația în care, eventual, cu dosarele în servietă, facem niște negocieri la grupurile parlamentare. Poate vine și pe la noi atunci. Dacă va exista o invitație... Da, vă ia colegul dumneavoastră să întrebe ceva și încerc să vă spun. Nu am să considerați că acest guvern va trece și va fi votat. Care credeți că vor fi reacțiile internaționale, ținând că, de fapt, suntem un caz special? Nu știu, n-am... Probabil că fiecare... După cum ați remarcat deja, în presa internațională, cel puțin din cât am văzut eu, nu a apărut drept titlu savantul Ungureanu, istoricul Ungureanu, diplomatul Ungureanu a fost desemnat să formeze guvern în România. Ci cu o formulă mai dură, care, între noi fie vorba, cred că în secret îi place domnului Ungureanu, șeful spionilor din România a fost desemnat să formeze guvern. Așa am văzut. Acum, s-ar putea ca asta să stârnească invidie. La unele țări și la unii lideri care nu au avut curaj să facă asta până acum. Nu știu.
Dacă va exista o invitație oficială din partea premierului desemnat pentru o întâlnire cu liderii USL, o veți accepta? O să discut cu colegii mei din partid. Putem să o acceptăm, putem să nu o acceptăm. Nu are vreo altă semnificație și chiar dacă am accepta-o, pentru că în fond e normal să discutăm, nu modifică cu nimic aprecierile pe care le facem aici și care aș vrea încă o dată să se rețină foarte bine. Nu au de a face cu persoana privată, Mihai Răzvan Ungureanu. Putea să fie aceeași situație dacă era desemnat George Maior, putea să fie oricine. Vorbim despre șeful unui serviciu de informații în funcțiune. În funcțiune. Acum, sper să nu mi se dea explicația că e vorba totuși de cariera omului. Văd că nimeni nu mai ține cont. Domnul Poc nici nu mai știe unde lucrează. Nu-i normal. Adică, măcar o demisie. Măcar o demisie. Înainte de a purcede la aceste consultări și la această construcție politică, ar fi fost de un minim bun simț. Imaginați-vă totuși care e condiția de independență și non-partizanat politic a unui șef de serviciu care încearcă să facă guvern și, nu știu, poate cade mâine. Nu cumva se întoarce supărat acolo pe unii? Așa, în principiu. La serviciu, la sine. Păi nu. Domnul președinte, vreau să vă întreb cum apreciați faptul că premierul desemnat l-a sunat pe Victor Ponta, iată dumneavoastră nu. Ca pe un progres al telecomunicației. Da, stați puțin. Aici n-aș vrea să confundăm lucrurile. Nu găsesc nimic rău, suntem oameni civilizați, avem telefoane, de asta am și spus că e un progres al telecomunicațiilor. L-a sunat pe Victor Ponta, nu știu, poate personal se simțeau mai apropiați. Trebuie să spun că și eu cu Mihai Răzvan Ungureanu n-am o relație apropiată, dar n-am nici ceva de împărțit sau o relație ostilă. Am avut relații unde ne-am întâlnit, rar. Bună ziua, bună ziua, ne știm, deci putea foarte bine să mă sune pe mine. O fi tras la sort, nu știu. Așa, termin. Și vreau să vă întreb dacă excludeți pe viitor, în numele USL, orice fel de colaborare cu acest cabinet. Dragă domnule, uite, de câteva zile ninge foarte tare. Asta înseamnă că, Doamne ferește, se pot întâmpla catastrofe naturale. Măi, puteți dăm împreună la lopată. Se pot întâmpla să discutăm, nu știu, tratate importante pentru România. Le vom discuta. Vrem să fie clar din capul locului al cui este acest guvern și că el nu are niciun fel susținerea noastră. De altfel, încă o dată o spun, nefirescul acestor așa zise consultări constă în faptul că Traian Băsescu nu ne-a spus vreo secundă. Dom'le, eu m-am gândit ca să ne-l prezinte ca independent. Dom'le, eu m-am gândit la vechiul dumneavoastră coleg de partid, la domnul Cutare, șef la SIE. Nu ne-a spus așa ceva. I-a spus despre alegeri anticipate, a spus că nu vrea și la revedere. Deci nu eu, este un guvern al lor. PDL-ul și-a pus consilierii și ca să fie, știu și eu, mai bine siguri de anumite lucruri și un șef de la SIE. Nu știu, este portocalie toată treaba, indiferent de culoarea lui. Nu avem noi nicio treabă cu asta. Da. Dacă nu mai aveți alte curiozități, vă spun bună ziua. Mulțumim frumos.